Etapa a 10-a din Liga a 3-a la fotbal programează duelul dintre ACS Comuna Recea și Unirea Jucu, vecine de clasament în seria a 5-a a competiției. Duelul dintre cele două formații va fi unul extrem de interesant, ținând cont că sunt despărțite de un singur punct în ierarhia Ligii a 3-a. Unirea Jucu se află pe locul 5 cu un total de 15 puncte acumulate, iar Comuna Recea ocupă locul 6 cu 14 puncte strânse în cele 8 partide disputate până acum. Echipa antrenată de Romulus Buia va aborda acest meci la victorie, mai ales că joacă în fața propriilor suporteri. Pe lângă faptul că are avantajul propriului teren, jucătorii formației din Recea sunt și mai odihniți după ce au stat în etapa precedentă a campionatului. Totuși, echipa din Jucu vine după o perioadă foarte bună în Liga a 3-a, în care a înregistrat 5 victorii la rând. În ultima etapă, formația clujană s-a impus cu 2-1 în deplasare la ASEA Târgu Mureș, după ce a fost condusă cu 1-0 și a avut și un jucător eliminat. În partida cu Unirea Jucu, Comuna Recea nu se va putea baza pe jucătorul Mihai Deac, care este suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene. O pierdere importantă pentru echipa antrenată de Romulus Buia, care va avea astfel un meci foarte dificil. Partida dintre ACS Comuna Recea și Unirea Jucu va avea loc mâine cu începere de la ora 15 pe stadionul comunal din Săsar.